Bine v-am regăsit! Sper că vă amintiți întrebarea cu numărul 59. Dacă nu, să o ascultăm. Exact în momentul în care cele două bărci trec una pe lângă cealaltă, dintr-una dintre ele, n-are importanță din care, este aruncată în apă o minge, care plutește ca orice minge. Mingea se va mișca, deci, față de pământ, tot timpul cu o viteză egală cu viteza de curgere a râului în sensul săgeții pe care o vedeți jos în desen. După momentul aruncării mingii, deci după momentul în care bărcile au trecut una pe lângă cealaltă, cele două bărci își continuă deplasarea, fiecare cu viteza pe care a avut-o și înainte de întâlnire, încă 10 minute. Apoi se întorc brusc și încep să se apropie din nou una de cealaltă și de minge, cu aceleași viteze pe care le-au avut înainte de a se întoarce. Iar întrebarea este, care barcă ajunge prima la minge? Barca 1, care e mai rapidă, sau barca 2, care e mai lentă? După cum veți vedea, am încercat să vă păcălesc prin felul în care am formulat întrebarea, pentru că nu ajunge prima înapoi la minge nici barca mai rapidă, nici barca mai lentă. Cele două bărci ajung deodată înapoi la minge. Dar important este să înțelegem de ce. Această întrebare este legată de ceea ce în fizică numim sistem de referință. Legile fizicii, deci și cele ale mișcărilor, sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțiale, adică în acele sisteme de referință care se mișcă rectiliniu și uniform, unele față de altele, care nu au accelerație, cu alte cuvinte, nu-și schimbă viteza nici ca direcție, nici ca sens, nici ca modul. De aceea, este important să alegem acel sistem de referință în care ceea ce se întâmplă este cel mai ușor de descris, cel mai ușor de înțeles. În cazul nostru, putem alege din două sisteme de referință, pământul sau apa râului. Cele două sunt amândouă, cel puțin în primă aproximație, sisteme de referință inerțiale. Pământul, pentru că mișcarea lui de rotație influențează prea puțin ceea ce se întâmplă în câteva zeci de minute în ceea ce privește deplasarea unor bărci pe apă, iar apa, pentru că se mișcă rectiliniu și uniform față de pământ. Dar dacă alegem pământul ca sistem de referință, apar două complicații. Întâi că mingea, reperul nostru, nu este în repaus față de noi, este în mișcare, se mișcă odată cu apa râului. Iar a doua complicație este că trebuie să ținem cont de faptul că viteza apei modifică față de noi, schimbă față de noi vitezele celor două bărci. Și asta înseamnă că problema devine mai complicată. În schimb, dacă alegem ca sistem de referință apa, mingea este în repaus față de noi. Dacă am ales ca sistem de referință apa, înseamnă că suntem și noi în apă. Și atunci ne ducem și noi odată cu apa și mingea este în repaus față de noi. Iar bărcile au vitezele V1 și V2, să le spunem, pe care le au și față de apă față de noi. Adică totul se simplifică. Și în cazul ăsta nu ne mai interesează ce face apa. Treaba ei. Dacă am ales ca sistem de referință apa, înseamnă că măsurăm totul față de apă, și pozițiile, și vitezele. Și dacă facem așa, așa cum am spus, deja mingea este în repaus față de noi, și atunci se întâmplă ceea ce vedeți în următoarea animație. Vedem cele două bărci. Să presupunem că barca roșie este barca mai rapidă. Inițial, ele se mișcă una spre cealaltă. Când ajung una în dreptul celeilalte, este aruncată în apă o minge între cele două bărci. Apoi bărcile se deplasează în continuare 10 minute cu vitezele pe care le-au avut înainte de întâlnire. Asta înseamnă că barca roșie va parcurge o distanță mai mare decât cea albastră. Distanțele pe care le-au parcurs bărcile în cele 10 minute sunt proporționale cu vitezele lor.
apoi bărcile se întorc și acum au de parcurs față de apă aceeași distanță pe care a parcurs-o fiecare în 10 minute cu aceeași viteză, ceea ce înseamnă că vor avea fiecare nevoie tot de 10 minute ca să ajungă la minge. Deci vor ajunge deodată. Acum să vedem cum se întâmplă lucrurile dacă alegem ca sistem de referință Pământul. Pentru asta să presupunem că luăm toată apa pe care ați văzut-o în prima animație și o punem cu bărci și cu minge cu tot pe un râu. De fapt, veți vedea un chenar alb care delimitează apa pe care ați văzut-o în prima animație de apa râului. Și atunci apa începe să se miște față de pământ, deci și față de noi, antrenând cu ea și bărcile și mingea. Să vedem cum se întâmplă lucrurile în acest caz. Puteți vedea suprafața apei pe care ați văzut-o în prima animație, delimitată printr-un chenar alb de restul apei râului. Cele două bărci se apropie una de cealaltă, exact ca mai înainte, și apoi se aruncă o minge în apă. Iar bărcile își continuă deplasarea timp de 10 minute. Se poate observa că totul se întâmplă exact ca mai înainte, deși vitezele bărcilor față de pământ sunt acum diferite. După întoarcere, bărcile au de parcurs față de apă aceeași distanță pe care au parcurs-o măsurată de la minge. Și chiar dacă față de pământ ele nu mai parcurg distanțe egale, ajung și de data asta deodată la minge, pentru că față de apă parcurg în continuare distanțe egale. Deci ceea ce s-a întâmplat este că apa și tot ce e pe ea se mișcă acum față de noi, dar asta nu schimbă ceea ce se întâmplă. Ce ați observat? Că schimbarea sistemului de referință nu modifică ceea ce se întâmplă. Bărcile au ajuns și de data asta deodată înapoi la minge. Și acum să vedem cum apar lucrurile simultan în cele două sisteme de referință. Veți vedea ceea ce se întâmplă în sistemul de referință legat de apă în partea de sus a ecranului și ceea ce se întâmplă în sistemul de referință legat de pământ în partea de jos. Să vedem! Țineți minte, lucrurile nu se schimbă când trecem de la un sistem de referință inerțial la altul, deoarece toate mișcările sunt afectate la fel. Toate vitezele pe care inițial le-am măsurat față de apă, acum când le măsurăm față de pământ, s-au schimbat cu aceeași valoare, cu viteza de curgere a apei. Dacă stabilim sensul pozitiv de mișcare spre dreapta, viteza bărcii albastre a devenit, așa cum puteți vedea în tabel, V2 plus viteza apei, viteza bărcii roșii a devenit minus V1 plus viteza apei, iar viteza mingii a devenit 0 plus viteza apei. Puteți compara în acest tabel vitezele în cele două sisteme de referință.
Și pentru că toate vitezele s-au schimbat cu aceeași cantitate, lucrurile se desfășoară la fel. O astfel de mișcare a sistemului de referință care afectează toate mișcările care au loc în sistemul respectiv, în același fel, se numește mișcare de transport. Dacă sunteți pe puntea unui vapor și jucați fotbal, mișcarea uniformă și rectilinie a vaporului nu modifică felul în care se mișcă mingea față de voi. Totul se petrece de parcă ați fi pe un teren, pe pământ, pentru că viteza vaporului modifică la fel toate vitezele și ale jucătorilor și ale mingii. Dacă nu credeți, gândiți-vă că și atunci când sunteți pe un teren, pe pământ, terenul este în mișcare, se mișcă odată cu pământul. Și încă cu viteză foarte mare, mult mai mare decât viteza vaporului față de apă. Și nu se plânge nimeni că nu poate juca bine pentru că terenul este în mișcare. Deși la câte pretexte găsesc fotbaliștii pentru greșelile pe care le fac, poate le-am dat o idee cu ocazia asta. În concluzie, când trebuie să analizați mișcări, alegeți sistemul de referință în care mișcările sunt cele mai simple. Veți înțelege mai repede și mai ușor ceea ce se întâmplă. Iar răspunsul corect la întrebare este că cele două bărci ajung deodată înapoi la minge. Mișcarea apei nu influențează mișcarea bărcilor față de minge. Ea influențează însă mișcările tuturor corpurilor din sistemul de referință față de pământ. Dar asta este altă problemă, poate pentru altă întrebare. Au dat răspunsul corect Dumitru Antonie, care a analizat din nou problema din punct de vedere fizic, Nicolae Diaconu, care a găsit de asemenea rezultatul folosindu-se de legile de mișcare, Doina Mustățea și Daniela Carmen Băduță, care au înțeles amândouă că mișcarea apei nu influențează mișcarea bărcilor față de minge. Îi felicit pe toți și le mulțumesc pentru participarea activă la acest canal. Și acum să trecem la întrebarea cu numărul 60. Pentru că vreau din nou să încurajez pe cât mai mulți să răspundă, vă voi pune trei întrebări care au legătură între ele, după cum veți vedea, mai ușoare decât de obicei. Și pentru că nu v-am pus de mult o întrebare de logică, vor fi întrebări de logică. Doar de logică, în sensul că nu-i nevoie să știți nimic despre lumea în care trăim, aveți nevoie doar de logică pentru a răspunde la întrebare. Avem un set de 6 cartoane, asemănătoare cu cărțile de joc, care au pe o față un număr, poate să fie orice număr întreg pozitiv, și pe cealaltă o culoare. Poate fi orice culoare. Ele sunt puse pe masă, așa cum vedeți în desen. Cartoanele trebuie să respecte următoarele două reguli. Prima regulă. Cartoanele roșii trebuie să aibă pe fața opusă un număr par. A doua regulă, cartoanele albastre trebuie să aibă pe fața opusă un număr impar. Și acum prima întrebare. Care regulă din cele două se poate verifica prin întoarcerea celui mai mic număr de cartoane, ca să vedem ce-i pe fața cealaltă, și care sunt cartoanele respective? Pentru celelalte două întrebări, presupuneți că avem trei seturi diferite de câte 6 cartoane, care sunt colorate pe o față astfel. Două sunt roșii, două sunt albastre și două sunt verzi. Deci sunt colorate două, două, două. Pe cealaltă față au înscrise numerele de la 1 la 6, scrise fiecare o singură dată, adică pe un singur cartonaș, evident. Avem deci cartonașul 1, cartonașul 2 și așa mai departe până la cartonașul 6, dar culorile de pe spatele cartonașelor diferă în general în cele trei seturi. Fiecare set ar trebui să respecte aceleași reguli, adică cartoanele roșii trebuie să aibă pe fața cealaltă un număr par și cartoanele albastre trebuie să aibă pe fața cealaltă un număr impar. Cele trei seturi de cartoane sunt puse pe masă, așa cum vedeți în desen.
ca să le identificăm, să le spunem setul de sus, setul din mijloc și setul de jos. Și acum celelalte două întrebări. Întâi, dintre cele trei seturi, despre care putem fi siguri că respectă cele două reguli? Și ultima întrebare, dintre cele trei seturi, despre care putem fi siguri că nu respectă ambele reguli? Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!